Aici am dormit noi. Uite! Hey, hey! Uh-huh! Am ajuns la lac! Uh-huh! Am ajuns la lacul Mocearu, una dintre țintele pentru ziua de astăzi. În sfârșit coborâm în viteză pe asfalt și recuperăm timpii. Eu voi mai avea o porție așa, e? Dar n-am crezut, mă, că sunt așa mari pâclele mici. Fain, e chiar foarte fain. N-am crezut că e așa de fain aici la pâclele mici. Câmpie! Ce fain! Nu te șterge de mașină că n-ai voie. Nu, nu faci. Aici. Te șterge că te faci purceluș. Și așa ești purceluș. Și așa ești ălea de purceluș. Neața. Neața. Nu te vezi. Oh. Nu mai am. Nu contează, mă. Că e prea mare obiectiv. Neața. Suntem în a cincea zi de tură, mă rog. A cincea zi pentru mine, a treia pentru Dolores, a doua noapte pentru Dolores, a patra noapte pentru mine a fost asta. Am dormit foarte bine aici în curtea acestor localnici. Toată noaptea s-au auzit greieri. La un dat a venit o mâță, cred că era o pisică. Și am încercat să ne fure mâncarea, dar m-am trezit la timp și pare să că am reușit să o alung aici. După 10 minute a venit iarăși, iar am alungat-o, după care n-am mai venit, cred că a renunțat. Acum suntem pe punctul de a pleca, e ora 7:59, ne-am propus să plecăm la 8, suntem gata cu toate. Și astăzi se preconizează a fi o zi mai ușurită, în sensul că n-avem de urcat aproape deloc, mergem mult. Trebuie să ajungem la Brăila, inițial am vrut să mergem la Galați, dar până la urmă mergem pe la Brăila și intrăm în Dobrogea cu bacul pe la Brăila. E bine că mergem cu bacul pentru că o să mâncăm pe bac, ne luăm o șaurma din Brăila și pe bac putem mânca astfel încât să stăm, dar în același timp să ne mișcăm. Intrăm în Dobrogea și din Dobrogea ne orientăm să vedem unde vom putea dormi și noaptea asta, dar în principiu în Dobrogea mai trebuie, am mai putea să facem încă vreo 30-40 de kilometri buni, chiar dacă e cu câteva dealuri zona, astfel încât să ajungem astăzi undeva la 140 de kilometri.
130-140. Dacă nu, oricum nu-i grabă, sigur mâine ajungem la mare. Deci din Dobrogea, ori de unde ai fi din Dobrogea într-o zi, trebuie să ajungi la Constanța cu bicicleta. N-ai cum altfel. Că nu e așa de mare. E un județ. Așa că mergem. E deschis magazinul? Da, da. Deci e deschis, da? Bun. Când ne mai înarmăm? Poftiți? Româna, vă mulțumim mult pentru tot. Papa, drumul, băieți. Drumul, băieți, merge sănătate. Ne revedem cu bine. Numai bine, ce fie sănătate. Da, e jalebia. E jalebia. Nu, 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 nu. De deci ăștia mici latră, mă, și zrăi. Nu, mai are latră, care mai. Latră, ăștia mici și zrăi, da, da. Vasa, vasa, de exemplu, nu suportul. Pisicii, cum le vede tot ce se lepide. Eu zic că pisică a fost azapte de-o vrut să ne-a mâncare. Da, 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 pisici, da, da, vezi în azapte. Dar n-am apucat și numai de la lumină să aprind frota, l-a făcut buști și-o putit. Dar cred că pisicii era fermentoasă, așa, 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 așa. Da, da, pisică, pisică. Am uitat să vă zic azi, azi, mai bine. Da, aici a fost vina mea că știam exact. Da. N-am știut că o să fie aici căc de ăsta. E intră. Am făcut o bocănă, m-am uitat eu pe Google Earth și mi se părea că ar fi un drum pe malul Buzăului. Aia, s-a meritat peisajul, dar per total nu s-a meritat tot drumul, pentru că de fapt nu e drum, ci e o chestie cu mult mărăcini, din care sperăm să ieșim fără pene, deși mă cam îndoiesc. Bine, am mai zis-o tura asta că mă îndoiesc, că uite-te că la Sighișoara acolo n-am făcut nicio pană, dar... Aici sunt mai mulți mărăcini decât acolo în zona Sighișoare, unde am intrat în noroi. No, să sperăm că ieșim fără pene și de acum acolo cum intrăm la drum nu ne mai jucăm, adică nu. Eu nu mă mai joc, că eu am luat decizia asta și a fost o decizie proastă. Mergem unde-i pe drum și cu asta basta, nu ne mai abatem. No, altfel e sălbatic aici.
E fain și câmpiile sunt faine, nu doar munții. Chiar faină atmosfera. Timp este. Avem timp, doar că no, să nu facem pană. Aia chiar ar fi pierdere mare de vreme. Acesta este râul Buzău. Iar eu mă uit înspre locul din care izvorăște, înspre vest. Suntem deja în județul Brăila și vom merge în continuare încă puțin timp de-a lungul văii râului Buzău. Ia uitați-vă câte aluviuni aduce acest râu. Se vede că este un râu de câmpie. Și totuși cât e de fain, cât de sălbatic. Am trecut râul Buzău, ne îndreptăm spre sud. Până la urmă am decis că n-are rost să mergem pe la Brăila sau pe la Galați, că avem parte de prea mult drum național. Și atunci, ca să nu avem parte de drum național, am zis că să mergem pe la Hârșova. Oricum, e mai aproape. E mai aproape pe la Hârșova. Pentru că în loc să faci... să zic, două ipotenuze ale unui trunchi dreptunghi, două catete ale unui trunchi dreptunghi, tu faci cumva ipotenuza până la Constanța și mergi în diagonală de aici. Și nu e atât de drum național, dar era interesant de mers cu bacul și de traversat Brăila, care mi se pare un oraș destul de drăguț. Vestea mai puțin bună pe ziua de astăzi este că am pierdut timpul, ne-am învârtit pe acolo prin lanuri, prin tot felul de mărăcinii și acolo am pierdut cam o oră jumate pentru 5 km. Foarte nasol. Și nu numai că am pierdut timpul, nu știu cum se întâmplă, undeva mi-am pierdut și ochelarii de soare, ceea ce e foarte nasol. E a doua pereche pe care o pierd într-un an de zile. Nu știu ce naiba am de pierd ochelarii de soare. De acum încolo nu mai iau, că pare să că nu-i merit. Na. Continuăm drumul. E destul de cald, dar avem noroc că aici în câmpie ne mișcăm destul de repede și ne bate vântul. Ceea ce e bine, că un pic ne răcorește. Câmpie. Cât vezi cu ochii, numai câmpie. Asta e la vest, asta e la nord, asta e la est și asta e la sud. Pustiu,
cât vezi cu ochii. În niște crești de-astea să intri cu roata și om ești. Acolo este un sătuc. Se vede clopotnița unei biserici, cum iese dintr-un pâlc de copăcei. Singura urmă de om din toată zona. Îmi faci poză? Poză? Dacă îți fac poză? Filmez. De ce filmezi prostia asta? Hai să și vorbesc. Suntem în plină pustietate, în plină câmpie. N-am mai văzut un sat de vreo 20 de kilometri de când am ieșit din orășelul ăla, cum se numea? Uite acolo, am trecut de un orășel. Da. Deci de când am ieșit din Făurei? Făurei. Da, de când am ieșit din Făurei n-am mai văzut asta de aia niciun sat. O căldură, vieții mai mare greața. Și acum am dat de un pâlc de copăcei. În jurul nostru e plin de oi, plin de stâne, dar am rezolvat-o cu câinii. E destul de bine să stai un pic la umbră și să te răcorești. Cât vezi cu ochii, e doar pustietatea aici. Nord, sud, est sau vest. Numai întinderi, cât vezi cu ochii, nici o ridicătură de pământ. Și dacă e și cald în atmosfera asta toridă, tare greu. Deci că e mai greu decât la deal. Și colac peste Pupăză. Eu am crezut că sunt 60 de kilometri până la Hârșova. De fapt erau 90. Adică de acum acolo mai sunt 90 de kilometri. Eu îmi face cumva astăzi. Încet, cu treabă bună, dar eu îmi face. Că nu se poate altfel. Mai știți când ziceam că suntem în mijlocul pustetății? Se întâmpla acum 2 kilometri. Păi și acum, ia uitați, unde suntem. Nu doar că nu suntem în mijlocul pustetății, dar suntem în satul Ulmu și mâncăm o pizza. Comuna Ulmu, mă corectează domnul. Satul Comuna. Comuna Ulmu. Sat și comună. Sat și comună. Bun. Suntem aici și fiți atenți, așteptăm să ne vină o pizza. Deocamdată ne răcorim cu cola. Pepsi. Pentru mine tăce negru e cola. Pepsi. Pardon. E bine. Poftă bună. Poftă bună. Arată bine. Chiar arată bine. Pentru pustietatea asta. Nu, nu, Hârșova, nu-i turnul. Alo? Alo, bună ziua. Am sunat la camping la Hârșova. Da, spuneți. Oare pentru seara asta ar mai fi ceva locuri cu cortul suntem sau să punem acolo ceva? Aveți cortul vostru propriu? Avem cortul nostru propriu, avem cortul nostru propriu, eu am și un hamac. Hamacul nu aveți unde să-l legați, că nu avem copaci. Dar nici nu trebuie neapărat cort, deci să stăm undeva, să fie în siguranță, asta e ideea. Eu stau numai pe jos, mă întind acolo, ca o de asta, o saltea gonflabilă și îmi pun acolo. Da, nu e nicio problemă, puteți veni, avem și corturile noastre, puteți întâlnia și corturi, nu e... Bun, super, și până pe la ce oră? Că noi suntem cu bicicleta și abia am trecut de Făurei. Probabil pe la vreo 9 jumate ajungem, cam așa 10. Nu e nicio problemă și dacă ajungeți mai târziu îmi dați un telefon și bine. Bine, bine, două persoane suntem. Sigur, nu e nicio problemă. Ok, mulțumim. La revedere. La revedere. A fost foarte productivă oprirea la pizza în Ulmu. O pizza neașteptat de bună, vă zic foarte sincer. Deci chiar o pizza foarte bună.
Și nu spun asta numai pentru că nu mă așteptam, ci pentru că chiar era bun. E comparabilă cu orice pizza pe care o mănânc într-un restaurant din centrul Clujului. Neașteptat. Asta unul la mână, doi la mână. Spun că a fost productivă oprirea asta pentru că am avut timp aici să ne facem un plan cu privire la locul în care vom dormi în seara aceasta. Și am găsit un camping foarte fain pe malul Dunării, la Hârșova. Și asta e perfect, pentru că noi tocmai la Hârșova vrem să ajungem. Și camping pe malul Dunării, super, ok. În plus, am mâncat o înghețată, am băut un Pepsi, cum știu că un Pepsi. Și vreau să vă zic că atunci când ne-am uitat, ce faci, Dolores? Vreau să adaug și eu ceva. Adaugă. În sfârșit este prima seară în care știm unde o să dormim. Da, mi-ai luat cuvintele din gură, de fapt. Da. E prima seară în care chiar știm unde o să dormim. Asta am zis că în sfârșit ne-am făcut planul, de astăzi că am fost productivi acolo. Dar vreau să vă spun că ieri, și asta am uitat să vă spun și e foarte, foarte amuzant, ieri când deja apusese soarele, eram în mijloc de câmpie, în dreapta lanuri, în stânga lanuri, în față drum drept înainte, în spate drum drept înapoi. Efectiv nu știam unde ne vom caza. Am găsit o pensiune la vreo 20 de kilometri. Am sunat la pensiunea aia, adică la numărul pe care mi-l dădea Google-ul. Și ghiciți unde am sunat de fapt. Era numărul de la Hotel Silva din Poiana Brașov, ca să știți. A doua oară am găsit un alt număr pe un alt site, unde am dat de un domn care mi-a zis că de fapt toată treaba asta de pe Google e o minciună, că nu există niciun fel de pensiune a Ionuț pe care o căutăm noi. Așa că astăzi când am văzut pizzeria nu știu care în mijlocul pustietății, am zis, bă, sigur e o farsă și asta. Dar uite că n-a fost. Și faza faină e că uite că am sunat atunci la, când am fost la pizzeria, am sunat la campingul ăsta de la Hârșova. Și și atunci și acolo am crezut că, băi, și asta e farsă, dar uite că n-a fost. Pentru că am sunat și avem deja rezervat, e perfect. Parcă începe să meargă bine excursia. Avem mult de mers până la Hârșova, aproape 90 de kilometri, drum întins de câmpie prin căldură și, sincer să vă spun, cel mai rău, fără ochelari de soare. No, mi-o merit, asta e. Aici, pe marginea drumului, am găsit o cruce foarte faină, sculptată în piatră. Foarte faină. Nu scrie anul, dar cred că e destul de veche. Uite că e deja și fărâmițată de vânt. Iar aici, în spate, o viță de vie. Se temâncă departe de Dobrogea, dar vițele de vie încep totuși să apară, ceea ce înseamnă că ne apropiem pe partea cealaltă a drumului, lan de floarea soarelui și Dolores deja la vreo 200 de metri nu vrea să se oprească. și 42 de vagoane și din care foarte puține rămân în România, din păcate marea majoritate, toate pline cu cereale, iau calea străinătății, unde străinii cumpără cereale de la noi pe bani puțin, iar noi cumpărăm muesli de la ei pe bani mulți.
Că așa se fac afacerile pe aici, din păcat. Multe am avut, puține mai avem. După mine, ia. Parcă după ce am ieșit de acolo din Ulmu, nu doar psihicul nostru s-a mai întărit, ci și fizicul nostru, dar asta și datorită drumului care trece prin sate, mai treci pe lângă un copac, mai vezi câte o casă tradițională, mai vezi câte o cruce veche, mai vezi câte o fântână, mai vezi câte ceva, asta e ideea. Înainte de Ulmu am făcut vreo 20 de kilometri fără să vedem nimic, literalmente nimic. Și asta ne-a cam descurajat destul de tare, dar acum e chiar fain pe aici. Pâlcuri de copaci, cruci vechi, case tradiționale și câte un tren, de câte 42 de vagoane. 42 de vagoane. Cred că deja turbinele alea eoliene sunt în Dobrogea. Asta înseamnă că nu mai avem mult. Întinderi nesfârșite de câmpuri. Nesfârșite. Uite un lac! Ce tare! Și ce pustiu e în stânga! Ce arid e în stânga și în dreapta ce umed e cu lac! Cu lac și cu dealuri, uite! Ce tare! Mamă, ce loc perfect ar fi ăsta de băut o berică. Dar mai avem de mers.
Deocamdată nu mai apă luăm de aici. Ce doriți? Apă. Aici, aici. Aici, aici. Aici, da? Păi ia. Ce fain ați făcut aici, să fie umbră. Cum că vreți să o aruncați? O aruncați? Da. Este în fața pe leu găleat și pe urmă duc eu la gunoi. Ce fain ați făcut aici să fie umbră. Da, păi da, nu se putea să stea om mai. Dar văd că aici toate curțile sunt la fel, toate sunt cu umbrit așa. Nu, cu... asta este salcăm. Toate au vie. Vie. Dar văd că și aici este vie, uitați acolo. E un butuc. Am înțeles. E un butuc. E fain, e fain. Majoritatea numai cu... E grav fără umbră aici. Hai de cap. Da, băia, nu știu. Avem ce să facem? E făcut în cap să n-ai copt. Înăuntru nu a fost nenorocirile astea care n-a lăsat oamenii să stea înăuntru. Doar terasa atât. Da? Da, doar terasa afară. Ce bun ai! Și când ați plecat din Cluj? Eu am plecat acum vreo 4 zile. Dar am făcut o zi pauză în Brașov. Dar... eu sincer să vă zic, nu prea număr zilele cât sunt vacanțe. Deci degeaba mă întrebați când am plecat, că nu știu. Cam acum vreo 4 zile, da, așa. Hai să mergem pe Național. Trebuie să te uiți pe hartă, nu pe ce îți dă ție GPS-ul. Că aia e prost, ăla nu știe. Ăla nu știe ce vreau eu. Ăla crede că tății sunt ca și bucureștenii, că vor să ajungă repede cum la mare. M-am uitat la urmă, dacă mi-am văzut, am zis că e o variantă aia. Și nici aia e proastă. Nu dădea pe Național. Da, nu e Național, dar nu era așa, adică. Da, mă înțeles, după aia am văzut și eu când mi-a arătat, că n-am, adică n-am văzut. Ui, ce fain. Și eu. Iarăși suntem pe drum neasfaltat, fiindcă ne era foarte, foarte dor de drumuri neasfaltate și atunci am decis să intrăm și noi pe unul. Dar nu doar de asta, ci și pentru că scurtează foarte mult din drum acest drum neasfaltat. Astfel că ocolim drumul Național, care oricât ar fi de lucios, este mult mai rău decât un drum neasfaltat pentru că e trafic. În plus, aici e foarte fain că uite, este un canal foarte drăguț, mergem pe malul lui, aici lumea pescuiește și mergând de-a lungul acestui canal vom ajunge un pic mai la est de orașul Țăndărei, adică foarte aproape de podul de la Hârșova, de peste Dunăre. Când am întrebat pe unde să o luăm, am întrebat pe cineva acolo la magazinul ăla pe care l-am filmat, de unde am luat apă. Și acolo mi-a zis un bătrân de acolo, mi-a zis că da, sunt vreo 100 de metri de drum neasfaltat. După care da, dați iarăși de asfalt. No, deja suntem de vreo 2,5 km. No, dacă 100 de metri înseamnă 2,5 km, chiar n-aș fi vrut să-l întreb câți kilometri ar mai fi până la Hârșova, fiindcă probabil ar fi zis vreo 50. Începe deja să ne scârție lanțul. Iară. Bă, ce chestie. Nu, cred că acolo se scufundă apa, se bagă printr-o gaură și continuă pe mai încolo, uite, vezi? Pe după drumul ăla. Știi? Stai un pic aici, stai să vedem pe unde trebuie să o luăm. Uai, ce chestie!
Uai, cum arată! Fii atent! Hai, ce tare! Uai, ce fain! Super ca lumea! Intrăm acum în localitatea Spirul Haret. Acolo unde este un drum cică care nu e național, dar care e plin de mașini. Și ocolește foarte mult, trebuie să ocolim foarte mult, zeci de kilometri până spre orașul Țăndărei, după care să urcăm iarăși spre nord ca să ajungem la podul de la Hârșova, podul peste Dunăre. Și atunci, ca să nu mai ocolim, am decis amândoi să riscăm iarăși niște poteci pe care le arată pe hartă și sunt pe Google Maps omologate ca fiind drumuri. Dar ne scutește foarte mult kilometri, deci dacă cumva sunt niște drumuri cât de cât practicabile cu bicicleta, cum a fost ăsta de pe malul canalului, dacă e genul ăla de drumuri, atunci îi lux. Și părerea mea că am putea salva chiar până aproape o oră ca și timp. Și ca distanță, cred că 25 de kilometri buni. Rămâne să vedem. Deocamdată am intrat în Spirul Haret, în sat. După care, în satul de mai jos, Băltărești sau ceva de genul, acolo trebuie să luăm la stânga și să vedem despre ce e vorba pe drumulețul ăla despre care vorbeam. La Dunăre. Sunt obosită.
am ajuns și la Dunăre. Am așteptat foarte mult să ajung la Dunăre, sincer. De fiecare dată când văd Dunăre am așa un sentiment de nostalgie. Mi-aduce aminte de concediu și de faptul că e vară. Eu de fiecare dată când treceam Dunărea, de când îs mic, era vorba de un concediu. Era vorba orică merg la mare, orică plec cu ai mei, nu știu, în Grecia și treceam pe la Turnul Severin. Deci de fiecare dată când văd Dunărea mă bucur. Și asta este din punct de vedere psihologic, să spun, dar fizic e foarte frumos. Uitați ce peisaj fain. Foarte, foarte fain. Era mai înainte pe un dig și la un dat am zis, hai să facem o pauză. Deja mergeam de 20 de kilometri în continuu pe digul respectiv. Am zis, uite, acolo este un drum care o ia în jos, hai vedem unde merge. Și când am văzut, era Dunărea la 100 de metri de noi. Super faină senzația, foarte fain. Și acum stăm să ne bucurăm un pic de mirosul apei, de sunetele păsărelelor, de vânt, de puțină răcoare, de fapt, pentru că după aia ne apucăm iară să mergem. Nu mai avem foarte mult până în Hârșova, ar mai fi vreo 30 de kilometri, să zic, și am făcut deja 108, deci ce să ia 30 de kilometri pe lângă ăștia 108. Plus că acum mergem pe lângă Dunăre, va fi mai răcoare, vreme este numai 6 jumate, deci 30 de kilometri, hai că îi facem 2 ore, ajungem la 8 jumate, e perfect. Campingul la care vom sta, conform Google Maps, va fi tot pe malul Dunării. Mai în jos, chiar acolo la podul pe care vom trece noi, după podul acela, Dunărea se împarte în trei. Deci ce vedeți voi aici este doar o treime din Dunăre. În față este o insulă care se numește Insula Mică a Brăile. Este o rezervație naturală și este un fel de mică deltă înainte de intrarea Dunării în delta propriu-zisă. Cred că e foarte fain pe acolo și foarte sălbatic. Puțină lume merge pe acolo pentru că este delta, mai un pic mai departe, un pic și delta este clar. No, mai spectaculoasă, este mai mare. Dar eu cred că și acolo este de văzut și probabil că la un moment dat voi merge și eu. Cred că se poate numai așa, știi? Da.
schimbat-o. Am schimbat-o. Cum? Serios? Așa, cum? Da, nu cred că sună nimic, am văzut. Nu, îmi sună la început. Da. Ăsta mai ține? Băi, strașnic ăsta, mă. Ce trebuie. Bine. Bă, ce fain e, și lumina și tot. Pregătim să trecem Dunărea, pe podul de la Hârșova. Trecem Dunărea acum. Super ca lumea. Odată cu trecerea Dunării, lăsăm în urmă Câmpia Română, județul Ialomița. Intrăm în județul Constanța și în același timp intrăm în peninsula Balcanică. Ultima sută de metri până să intrăm pe pod. Suntem pe pod deasupra Dunării, uitați acolo Dunărea. Ce moment fain. Super fain. Se văd dealurile din Dobrogea deja. În spate lăsăm în urmă Câmpia Română, iar în față Dobrogea. Mamă, ce fain. Am intrat în județul Constanța. Ultimul județ. Acolo se poate vedea locul în care Dunărea se desparte în trei brațe, care se reunesc înainte de Brăila. Iar în mijloc se vede insula mare a Brăilei. Pardon, insula mică a Brăilei. Cea pe care v-am arătat-o. Acolo locul care am făcut popas. Să rămână, ne puneți și pe noi să plătim. Noi numai acum am trecut podul, doar podul am trecut. De la 4 roți în sus. Bine, sănătate. Avem. Și la camping, ne-am cazat. Super ok, ne-am luat un cort. Dar vestea proastă este că mâine dimineață va trebui să facem nu una, ci două pene. Avem două pene, eu am pană pe spate, Dolores mai are una pe față, de care nu știam, am aflat acum. Când am văzut că roțile sunt prioștite, e grav.
Doar că vestea bună este că am găsit aici un restaurant, mâncăm, ne simțim bine și vestea cea mai bună e că are papanași. Mici. Mici, știam că sunt. Dar papanași n-am găsit în toată România, la propriu. Și așteptăm să vină mâncarea acum. Mulțumesc. Mulțumim. Normal, dar nu. Păi normal, dar te caută. Și se expun și ei. Adică... Ah, ce bine. Ține Anica de casă. Păi normal. Mulțumesc. Așa? Și, na, am plecat mai departe, toate bune, frumoase, na, a fost super greu drumul, ultima sută de metri, pe asfalt, pe național, camioane.